Nu, băi, Cornetel, acum vorbesc foarte serios, că tu ești un om înțelept. După atâtea luni de evangelizare care ai auzit aici pe TikTok, ți-ai dat Da. seama că fără botezul în apă nu există mântuire? Vorbesc în modul cel mai serios cu tine. Chiar, și eu vorbesc foarte serios cu tine și uite, chiar am, da, mi-am dat seama și spun și de ce mi-am dat seama. Pentru că am văzut. După ce s-a botezat Urgei, a devenit cel mai blând om de pe pământ. Fără să jignească pe frații lui. Când l-am văzut uite, pe tine, pe Lucian Stănescu, da? După ce s-a botezat, la fel. Nu s-a mai certat cu nimeni, o blândețe rară, o finețe de nemaipomenit, știi? Am mai văzut tot așa, pastor pe aici, altul, unul mai fumează, altul mai înjură, altul mai asta, adică, până la urmă, și botezul ăsta nu-ți face rău, domne, tot la fel te lasă. Deci nu-ți face Știi? rău, botezul nu-ți face rău. Să înțeleg că ai Nu. conștientizat că trebuie să faci botezul, nu? Sigur, pentru că nu schimbă mare lucru la tine, te lasă la fel. Na, Nu vezi? e ca și cum Vedeți? ți-ar... Deci, domnilor, vedeți, domnul Conector, după 5-6 luni, a înțeles că și fără botez nu se poate. Deci și Sigur. dumneavoastră să înțelegeți. Deci Foarte dați-mi bine, voie foarte bine. să anunț cei 178 de oameni. Fraților, dacă vreți să rămâneți la fel, faceți botezul. Da, deci Asta. dacă vreți să rămâneți la fel, ca să credeți în Dumnezeu, să aveți darul Duhului Sfânt, trebuie botezul făcut. Asta vrea domnul Conector să vă explice. Dumnezeu să Sigur. te Dacă binecuvinteze, vreți, frate Conector, deci e un lucru minunat, un lucru minunat. Lucian, ca să completez. Da. Vreți să aveți modele în viață precum Lucian Stănescu și Urgei? Faceți botezul. Corect, vedeți, deci a ajuns la nebiblic și vorbesc doar pe suport biblic. Dumnezeu să te binecuvinteze, Connector, Uite, și încă să-ți o dea completare mai și am multă terminat. înțelepciune. Lucian, încă o completare și am terminat. Vreți să aveți parte de vindecări, precum focul cu curentul. Faceți botezul la protestări. Connector, eu Da, te asta botez este. dacă vrei. Atâta te ține în apă până Da. nu mai răsufli. Păi nu. Să înțelegem că Dumnezeu nu mai vindecă, nu mai are oameni prin care să vindece, nu? Ba da, Marius e unul dintre ei. Deci focul, curentul, curentul rămâne totuși emblema Bisericii Evanghelice din TikTok. Da. Observ Deci că n-am zis avem aici mascota, observ, Connector, Luceane, păi observ l-avem că și n-am pe zis ăla cu mascota, nava. n-am zis mascota. Da, Luceane, observ că n-am Da, zis Luceanu, mascota, observ observ că că n-am n-am zis zis mascota. mascota. Am zis emblema, am zis emblema. Connector, îl avem și pe lungă persul. Nu, persoane simpatic. Nu, persoane simpatic. Deci, haideți să înțelegem, uite, păcăliți lumea, au venit să vă păcălească încă o dată. Vă ascultăm.